într-o chinovie, era un monah foarte evlavios în cele dumnezești și împlinitor a toată făgăduința monahicească, care, auzind acest verset al prorocului, 1000 de ani înaintea ochilor Tăi, Doamne, sunt ca ziua de ieri care a trecut. A cercat de multe ori în mintea sa aceste cuvinte și nu putea să înțeleagă înțelesul cuvântului. Și fiindcă în acea mănăstire nu era vreun dascăl învățat ca să-l întrebe, a făcut rugăciune către Domnul ca să-i descopere această înțelegere a versetului din psalm. Și așa rugându-se de multe ori, l-a ascultat Domnul, cel ce face voia celor ce se tem de El, și într-o zi, după ce a citit pravila utreniei și s-au dus toți frații la chiliile lor, a rămas numai el în biserică și se ruga după obicei. Atunci, vede un vultur frumos, mai presus de fire, zburând prin toată biserica și apropiindu-se adesea și de monah. S-a veselit dar de o asemenea frumusețe și cerca să-l prindă. Iar vulturul câte puțin se depărta și el îl urmărea până ce au ajuns într-o pădure în apropierea mănăstirii, pentru că nu zbura la înălțime ca ceilalți vulturi, ci aproape de pământ, ca să-l urmeze cuviosul. După ce au intrat într-un loc ascuns al pădurii, începu vulturul a cânta o cântare așa de plăcută și prea îndulcitoare, că a rămas monahul într-o uimire minunată din dulceața acelei cântări. Cugetând cu negrăită veselie la glăsuirea cea dulce a raiului, a venit într-atâta nestricăciune trupul lui, din dumnezească purtare de voie, că nu simțea nici frigul, nici foamea sau altă nevoie sau stricăciune a trupului. Se afla într-o această dumnezească schimbare ca și cum ar fi fost chiar în rai. Și a ascultat îngerească cântare an 300. Și atunci, îngerul care se arătase sub acest chip de vulturi s-a înălțat la cer, iar monahul, viindu-și întru sine, s-a întors la mănăstire, credând că numai un ceas a lipsit de acolo. Și ajungând la mănăstire, portarul l-a întrebat de unde este. Iar el s-a minunat cum de nu-l cunoaște și îi zice: eu sunt veșmântarul mănăstirii, nu mă știi? Portarul a socotit că este ieșit din minți și a zis către dânsul: du-te în drumul tău, noi avem veșmântar, pe tine nu te-am văzut niciodată, nici n-ai intrat vreodată în mănăstirea aceasta. Iar cuviosul monah, spăimântându-se, a spus portarului toate rânduielile chinovie și numele fraților, și ducându-l la egumenul, s-au adunat toți și pe nici unul n-a cunoscut din aceea pe care îi știa. Deci a zis către dânsii cu spaimă: mă mir și nu mă dumirez, fraților, cum s-a făcut această schimbare într-un ceas în care am lipsit de la sfinția voastră, să se schimbe fețele voastre, încât să nu cunosc pe nimeni dintre voi, nici voi pe mine. Martor îmi este Domnul, socotesc că n-a trecut mai mult de un ceas de când am ieșit din mănăstire, după ce am citit pravila utreniei. Și era cu tare, părinte egumen, proiestoși cu tare și ceilalți frați. Iar egumenul, cercetând condica,
unde erau scrise numele tuturor fraților, a cunoscut că erau 300 de ani de atunci de când ieșise din mănăstire. Și în felul acesta i-a descoperit Dumnezeu cum 1000 de ani sunt ca o zi în fața lui și cum dulceața și frumusețea raiului ne scot, de fapt, din timp, pentru că trăirea cu Hristos este minunată. Amin. Pentru rugăciunile